Hai că cu ajutorul băieților a reușit George să dea jos pe Adina după butoi și chiar dansează destul de apropiați, așa. Vă spunem, dacă și în seara asta nu se întâmplă nimic, cu siguranță nu se va mai întâmpla nimic între cei doi, dar mi-aș dori să fie ceva sincer, pentru că o țin pe Adina că George nu este bărbatul așa cum îl visează ea, nu știu, cu toate că George ar putea să facă foarte multe pentru Adina și cred că ar schimba-o pe Adina la 180 de grade, dar nu știu dacă Adina este dispusă să fie schimbată și dacă își dorește o schimbare în sensul acesta. Poc să se auze melodia aceea, parfumul tău e pe perna mea, eu nu pot trăi așa, regret mult că n-am făcut mai mult sau ceva de genul. Ce să vă zic, să sperăm în povești de dragoste ca în filme și cu sentimentele acelea care te fac să tresare atunci când le vezi și le simți, bineînțeles. Nu știu ce să vă spun despre această poveste. E clar că sunt regele și regina din seara aceasta pentru, cel puțin pentru noi de pe Antena Play. Fel la faptul că sunt extrem de difuzați și că se vrea a începe o relație între Adina și George. Acum știu că dumneavoastră aveți favoriții dumneavoastră și deja îi apreciați, îi iubiți și așa mai departe. Eu mă refer doar la faptul că sunt extrem de mediatizați pe Antena Play și că probabil se dorește un cuplu între cei doi.